Salutare, prieteni! Emisiile directe, în majoritatea cazurilor, sunt o improvizație, fiindcă în imagini poate apărea oricine, însă în unele cazuri chiar și prezentatorii sunt ciudați. Astăzi o să vă convingeți de aceste lucruri. Dați un like și să începem! La un show de la o televiziune spaniolă, unde oamenii își găsesc perechea potrivită, o femeie care era prezentă acolo a adormit chiar în timpul emisiei. Prezentatorul s-a dovedit a fi o persoană ingenioasă și a continuat emisiunea. Pe lângă asta, i-a rugat pe spectatorii prezenți în sală să nu aplaude și să nu facă zgomot. Iar când emisiunea a luat sfârșit, au fost stinse și luminile. Doamna a fost trezită mai târziu de un reporter. După declarațiile ei, cu o seară înainte de emisiune, nu putea adormi și din acest motiv a băut niște somnifere. Se pare că ele și-au făcut efectul mai târziu. În contact cu el más allá. Luces, fuera las luces. Fuera las luces, totalmente fuera. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Eva. Iar la o televiziune din Brazilia, prezentatorul căreia este Silvio Santos i-a făcut o observație unei colege de ale sale, precum că fusta pe care o avea pe ea nu îi se potrivește. Cu aceasta au fost de acord și spectatorii. Helen nu s-a supărat și chiar în emisie directă s-a dezbrăcat de fustă. No! Eu le văd așa! Eu le văd așa! No! Uneori, chiar și jurnaliștii își pierd graiul atunci când văd în fața ochilor sportivul lor preferat. Un asemenea caz s-a întâmplat după un meci de basket. De multe ori, chiar tu poți fi protagonistul unei emisii directe fără ca să știi asta. Pe lângă toate, poți fi filmat în unele momente mai puțin favorabile pentru tine. Iată încă o secvență video asemănătoare. Deseori, situații neplăcute se întâmplă și cu reporterii. All your photos, put a bit of smoke, smoke your face. Thousands have been built here over the... Prieteni, probabil că ați văzut acest video, când taximetristul din imagini a căzut în apă fiindcă nu a fost atent. Însă, el are și un amic care este corespondent la o televiziune din Mexic. Para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Iar cazul dat este unul chiar scârbos. Această jurnalistă se afla prin preajma unor toalete bio, când deodată a ieșit de acolo un bărbat cam amețit. Avea o stare încât a folosit pisoarul crezând că acela este un lavoar. Desigur că el dorea să-și spele mâinile și le-a spălat. This isn't a urinal, is it? So, I think it is, man. Prieteni, priviți și celelalte episoade, dacă încă nu ați făcut-o, abonați-vă la canalul nostru și nu uitați să apăsați clopoțelul. Cu voi a fost Lime Channel!